Așa cum spune și în Scriptură, cei din urmă ca și cei din tâi. Și sper să-mi acordați câteva momente să îmi exprim și eu o părere, o opinie legată de cele două noi apariții editoriale semnate de prietenul nostru Mihai Știrbu. Și iată, prezența noastră aici este un prilej de bucurie în templul culturii romașcane, cum numesc eu Biblioteca George Radu Meridon, se petrec aceste evenimente, aceste sărbători ale spiritului, sărbători ale culturii locale. Și iată, mulți sunt cei care participă și oficiază aceste ceremonii, chiar dacă nu sunt ele sacre, dar sunt în spiritul culturii, al luminii, al dăruirii. Și aceste bucurii ne încarcă sufletește, așa cum se întâmplă și astăzi, când am răspuns cu drag invitației prietenului Mihai Știrbu să fim aici la apariția acestor două noi lucrări, deosebit de valoroase prin cuprinsul lor, prin structurarea acestor materiale și prin rigurozitatea cu care autorul a reușit să surprindă evenimente, personalități, oameni și locuri într-o manieră personală, într-o manieră unică. Iată-ne astăzi aici, la Biblioteca Municipală, spuneam, pentru a ne bucura împreună de această panoplie la care se adaugă cele două panoplie a lucrărilor autorului Mihai Știrbu, la aceasta mă refer, și pe această masă aflată aici în fața noastră sunt expuse lucrările sale. S-au mai adăugat două și iată, în total, tipăriturile și aparițiile semnate de Mihai Știrbu au ajuns la numărul 7. Tot s-a vorbit la 8, dar o lucrare este, un volum este semnat împreună cu o prietenă și colaboratoare a noastră. Dar 7 este numărul desăvârșirii. Având aici un distins profesor de matematică, cunoaștem simbolistica cifrelor foarte bine. În biserică, 7 este numărul deplinătății, cele 7 daruri ale Duhului Sfânt. Și iată că fratele nostru, prietenul nostru, Mihai Știrbu, adaugă astăzi în această panoplie un număr frumos de lucrări, dar nu mulțimea lucrărilor, ci calitatea lor dă valoare celor consemnate de dânsul. Am surprins foarte multe lucruri inedite și aceasta cred că este și o contribuție personală a autorului la biografiile celor pe care îi prezintă. Și iată un episod pe care aș dori să vi-l surprind așa câteva cuvinte, câteva gânduri. Emoționant, este și trist, este și dramatic, dar s-a petrecut în istorie, în timp, și trebuie să acceptăm, se spune foarte bine, fiecare își poartă crucea lui, fiecare are crucea destinului, așa încât pentru unii pare a fi mai grea, dar iată că ei o duc cu demnitate și responsabilitate până la capăt, așa cum se întâmplă și în cazul acesta pe care vreau să vi-l prezint. Autorul nostru
s-a oprit și la Octavian Goga. Octavian Goga, în timpul respectiv la care se referă Mihai Ștâncu, era ministru al cultelor și instrucțiunii. Și iată, în această, în culisele vieții acestui mare om politic și poet și demnitar, deci îl găsim pe Goga un om complex, iată, el are o anume, să spunem, pagină mai puțin cunoscută. S-a împrietenit cu Veturia, soția unui preot din Sibiu. Veturia era soția preotului Lazar Triteanu din Sibiu, consilierul cultural de la Mitropolia Ardealului. Și această prietenie, ea era o personalitate în spațiul ardelean, o privighetoare Ardealului, era o femeie cultă, cultivată. Iată, Goga îi propune, în cele din urmă, această relație a fost pusă pe față, dată pe față, să spunem, și Goga îi propune, cumva, un troc, un târg părintelui Lazar, care era un om de bună credință, de bună cuvință, și spune, zice, eu, ca ministru, aș vrea să rămână lucrurile într-o intimitate a noastră și să nu sufere nimeni din această relație. Dacă vrei să te retragi la o mănăstire, eu am să te ajut mai apoi să ajungi, să ai acces în ierarhia bisericii. Eu îmi voi vedea în continuare de misiunea de ministru și nu va suferi nimeni. Vă imaginați șocul pe care l-a suportat acest tânăr preot, Lazar, și în cele din urmă el se retrage la mănăstirea Hodoș-Bodrog, lângă Arad, se călugărește, primește numele Lucian. Este, deci, istorie, este o realitate, dar este consemnată și de autorul Mihai Știrbu. Eu vă povestesc acestea ca unul care am avut această șansă să descopăr în arhiva noastră a Arhiepiscopiei de la Roman dosarul cu actele personale ale episcopului Lucian. Și am văzut evoluția sa de când era preot de parohie, apoi consilier și așa mai departe. Deci tot ceea ce este surprins este o realitate. Lucian va ajunge episcop de Roman. Goga s-a ținut de cuvânt, l-a promovat, dar se arată a fi unul dintre cei mai buni episcopi ai Romanului. Și a păstorit aici din 1923 până în 1947, când regimul totalitarist l-a îndepărtat din scaun. A fost o perioadă în care au fost îndepărtați din scaun foarte mulți erași, desființate eparhii. Spre exemplu, în 49 erau 5 episcopi fugari la Mănăstirea Neamțului, retrași. Deci erau puși cumva pe libere, nu aveau eparhie, nu aveau un loc anume și stăteau la Mănăstirea Neamțului. Între aceștia și Partenie Ciopron, episcopul armatei. Revenind la Lucian, deci el vine la Roman, s-a atașat de zona noastră, de Roman, și a făcut lucruri deosebite aici. El s-a ocupat, între altele, și de monumentul de la Mărășești, a ridicat și capela din parcul Melchisedec, în semn de recunoștință și prețuire pentru marele episcop academician Melchisedec Ștefănescu. Tot Lucian Triteanu a scos și o revistă eparhială la noi, prima revistă, de altfel, Cronica Romanului, în octombrie 1924, și apare până în 1950, când regimul comunist a desființat-o. Deci, iată, lucruri frumoase, dar ne gândim și la drama, la ceea ce s-a petrecut în sufletul acestui om și iată, aceste pagini din culisele istoriei sunt surprinse atât de frumos în paginile acestei cărți, Viața, iubirea scriitorilor. Deci, nu putem decât să
mulțumim autorului și să-l felicităm pentru reușita acestor pagini de cronică. Eu cred că este și o cronică, pentru că totul este surprins în detaliu, dar cu un aparat critic, deci cu o bibliografie și toate aceste mărturii și momente din viața scriitorilor și poeților pe care i-a surprins, le-a făcut această radiografie intimă a vieții lor, fac parte dintr-o cronică. Și de aceea apreciem puterea de sinteză și rigurozitatea autorului în realizarea acestui proiect al său, care astăzi a căpătat contur și nu putem decât să ne bucurăm, pentru că ne oferă prilejul să descoperim noi și noi pagini din literatura noastră română. Mulțumim, totodată aș dori să mulțumesc și părintelui Cornel Paiu și îl felicit astăzi la ziua de naștere, pentru că este și colegul și prietenul meu mai vechi. Îmi amintesc de momentul în care l-am instalat la prima sa parohie în calitate de protopop al Romului pe atunci și la a doua parohie l-am instalat tot eu și la a treia. Auziți, la a treia deja aș fi dorit să fiu mai aproape, dar el a rămas la Bătrânești, acolo, la Bălușești. Avem atâtea amintiri comune, atâtea lucruri frumoase și îi mulțumesc pentru că se dedică și se implică foarte mult, nu numai în latura aceasta pastoral-misională, ci și în această activitate culturală, editorială și în viața cetății. Este printre puținii colegi ai noștri care sunt implicați și devotați acestei idei, acestei cauze frumoase și pentru toate acestea îl felicit sincer și îl îmbrățișez cu drag. Îi mulțumesc pentru diploma pe care am primit-o astăzi cu surprindere, vă mărturisesc. Trebuia să fiu acolo la evenimentul acesta frumos din aprilie, da? Am participat la o conferință atunci și nu am putut fi martor, nu am putut fi prezent la eveniment, dar iată că a găsit prilejul chiar astăzi să-mi ofere această diplomă, să nu trecem anul și să nu încheiem statele de plată și îndatoririle noastre. Vă mulțumesc, Părinte Cornel, și la mulți ani încă o dată. Mulțumim, prietenii Mihai, vă felicităm și vă recomand cu căldură aceste frumoase și consistente lucrări pe care ni le oferă. Ca orice om, am și un fel de arhivă de gânduri și de păreri pe care le-am adunat uneori într-o hârtie, pe niște hârtie. Hârtie pe care le-am parcurs la începutul lunii martie, când am avut timp să întocmesc acest mozaic literar. I-am spus mozaic literar pentru că sunt mai multe lansări de carte, cum am spus și domnul profesor Andoni, aici prezentate. Este vorba de doamna Pace Cinea, domnul profesor Mihai Andone, doamna regretată profesoară, doamna Rusu, care spunem că Dumnezeu se ierte. Și e și și domnul profesor Ciobanu, bineînțeles. Mai sunt acolo, este carte, este mozaic. Niște referiri la istoria Romului. Și Cornel Paiu, sigur, da, bineînțeles, pe dumneavoastră. L-am cunoscut prin 2010, la prima ședință Clepsida, la care am fost invitat de pe profesor Ciobanu, dar eu nu știam cam care este profilul acestei asociații culturale. M-am lăbură după aceea. Spuneam că... Eu cred. Mă rog.
Spuneam că este vorba de mozaic aici. Am referire în prima carte la ajungerea mea în Iași. Pentru mine studenția nu a înțelat facultatea pe care am făcut-o, a înțelat revista Opinia Studențească, al cărei secretar de redacție am ajuns. La Iași, pentru că am mers la examenul de admitere, nu îl văd pe unchiul Neasală, Cristian. Da. Este? Nu. Nu este. Dânsul m-a dus la examen. Am ajuns după aceea student acolo. Primul lucru am făcut în Iași, m-am înscris la toate bibliotecile. Al doilea lucru pe care l-am făcut, dorind să intru cumva în interiorul, în inima culturală a Iașului, a fost să contactez pe Daniel Condrache, colegul lui Dan Ursu, pentru a mă introduce la revista Opinia Studențească. Vreau să aduc acolo ca fotoreporter. Și acum mă amintesc bunăvoință cu care știe pe anumitor m-a trimit. Și ca urmare, în următorii ani, nu cred că am găsit vreodată masa sau vinerea de la ședințele de redacție care se țineau la Casa de Cultura Studenților. Acolo i-am cunoscut, i-am avut colegi și noi și prieteni, următorii câțiva. Emilian Marco, Liviu Antonesi, directorul televiziunii din Iași, Vasile Arhie, Dorin Popa și mulți alții. Fac o paranteză, că vorbea cineva din ori despre niște calcule, niște zecimale și cifră și numărul pi. Eram student și în aula universității a fost sărbătorit profesorul Dumitru Manjeron la împlinirea 75 de ani. După ce au vorbit toți invitații, profesori, majoritatea care fuseseră studenți și colegi de-ai dumnealui, domnul Manjeron s-a întors spre noi și a spus, acum vreau să mă adresez noastră, dragilor studenți. Să știți că studenția nu înseamnă numai examene în amfiteatru. Studenția mai înseamnă și parcul COPO, aleile căruia să primăvați împreună cu persoana iubită și să-i faceți declarații de fidelitate, de genul. Și dacă nu voi fi rog poenței tale, să ajung să-l calculez de pi cu mii de zecimale. Despre asta era vorba, că a făcut cineva o referire la acel moment. De la Opinia Studențească am ajuns, având în vedere acele festivaluri numite FACSUR, Festivalul Artei și Creației Studențești, am ajuns și pe la Târgu Mureș, unde, fiind vorba de secțiunea de comedie, l-am cunoscut pe Antapele, căruia i-am luat și un interviu. I-am spus că eu sunt moldovean, dumneavoastră sunteți soldat, vreți să îmi spuneți câteva vorbe. I-am spus, da, facem treaba, facem treaba, dar să terminăm întâi cu jurizarea, că eram membru al comisiei. Și în final, spre marea mea minare, am văzut că se uită după mine. M-a găsit și la întrebare care i-am pus, eu am întrebat ce mai face Tucă. A început să râdă. De aia sunt încântat că l-am stărnit un țeles. Spuneam despre ajungerea mea la Iași. Pentru că se referă cartea și la acel moment. În timpul diverselor evenimente l-am cunoscut și pe secretarul Uniunii Scriitorilor din acea vreme a Iașului, se numea Mitea Radu Iacoban. Numește, numește, trăiește.
85 de ani. Da. Dânsul mi-a făcut prefața primei cărți. Carte dedicată fetiței mele. Eu făceam în acea perioadă, când fetița avea 1-2 ani, veneam de multe ori la Iași, pentru că soția își făcea rezidențiatul în acea perioadă. Și aveam timp să umblu prin Iași. L-am vizitat pe Mircea Radu Iacoban la Teatru, că era director Teatrului Cătării, și am arătat niște albume din timpul studenției. Pentru că în 1978-79 a fost la Iași primul colocviu național de poezie. Eu avusesem ocazia să fiu aproape și de Ana Blandiana și de Nichita Stănescu și de majoritatea marilor spirituali atunci. Ei imortalizasem pe hârtie și am arătat aici de album pe care am făcut un fotografie de acolo. Și Mircea Radu Iacoban mi-a spus că, uite, că ai o întreagă istorie literară aici. E, din acest, de datorită acestui fapt, la prima carte pe care am scris-o, aceasta dedicată pe fetiței mele, dânsul mi-a făcut prefața. Mi-am amintesc și acum, când am mers la Iași pentru a dedica prefața de la dânsul, pe dealul de la Pencilena mi s-a oprit motorul. Am rămas în parcă cu mașina. L-am băgat pe fratele meu, l-am sunat pe fratele meu, a venit imediat, mi-a spus că nu are nimic și a curățat puțin ciclonele, mașina a pornit. Ei, am ajuns la Mircea Radu Iacoban, l-a găsit, era acum, era la Teatru Tinerului, era director la Teatru Tinerului. L-am găsit și m-a impresionat, era cu o pică în mână, fuma pipa. Tot legat de prima carte, am obținut un premiu al editurii Panteon, premiu care mi-a fost înmânat în curtea Boideuce din Iași, de către actorul Doian Bișan. Custodia era pe atunci Constantin Proascar. Da. A doua carte pe care am scris-o eu, Comoara Verii, care nu se găsește aici, am pus o public la editura Șunina. Am intrat la secretariat, am spus doamnei de acolo că aș vrea să public o carte, dacă se poate. Pentru că mi-a spus, doamna mi-a spus să stau jos și imediat m-a chemat înăuntru director. Eu am început să-i spun. Cartea este un fel de carte de aventuri, de întâmplări copilărești. Am parat cele șapte de Constantin Ghiriță, am niște referiri la istoria Romanului și directorul se uită la mine și îmi spune, dar chiar nu mai cunoști? Era vorba de Constantin Gram, care mă știa din perioada în care activam la o mea studențească.